Educația Montessori se bazează pe principiile dezvoltate de Maria Montessori, care a deschis prima școală pentru copiii muncitorilor cu venituri mici într-un bloc de apartamente din Roma, în 1907. Școala se numea Casa dei Bambini, Casa Copiilor. Prima casă era mobilată cu un birou, un aragaz, o tablă de scris, câteva scaune, mese pentru copii și un dulap plin cu materiale, pe care Montessori le dezvoltase la începutul carierei sale, când cercetase cum să le predea copiilor cu diverse forme de probleme mentale. Maria Montessori a creat aceste materiale după ce a realizat că elevii par să înțeleagă concepte complexe mai bine când folosesc toate simțurile. În această primă școală, activitățile includeau îngrijire personală, de pildă îmbrăcat și dezbrăcat, îngrijirea mediului, cum ar fi măturatul, ștersul prafului și grădinăritul. În rest, copiii erau liberi să se miște și să se joace cu materialele. Montessori nu preda singură, ci supraveghea activitățile învățătorilor ei. Montessori a observat cum copiii aveau episoade de concentrare profundă, în care repetau deseori aceleași activități. Având libertatea de a alege, cei mici erau mai interesați de activități și materiale practice decât de jucării obișnuite, dulciuri sau alte recompense. În timp, și-au dezvoltat autodisciplina spontană. Montessori a concluzionat că atunci când lucrează independent, copiii par să atingă noi niveluri de autonomie și se automotivează să învețe. Aceasta a început să vadă în învățător o persoană care îi sprijină pe copii, ei având libertatea să se miște și să acționeze într-un mediu organizat. Scopul? Să ajute copiii să crească și să devină adulți independenți și responsabili, cărora le place să învețe. Curând, Montessori și ideile ei au început să călătorească în întreaga lume, inspirând gânditori și educatori progresiști. Inventatorii Alexander Graham Bell și Thomas Edison au devenit susținători timpurii a ideilor acesteia. Printre absolvenții metodei Montessori se numără Jimmy Wales de la Wikipedia, autorul Gabriel Garcia Marquez și fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin. Astăzi, termenul Montessori reprezintă mai mult o metodă decât o școală în sine. Fiindcă poate fi folosit liber de oricine, există o mare varietate de școli. Educatori din întreaga lume împrumută numele, ideile și materialele Montessori. Pentru a organiza grădinițe, școli primare, programe pentru copii cu nevoi speciale sau chiar programe de studiu complete de 12 ani. Unii părinți îl folosesc pentru homeschooling. Majoritatea programelor au următoarele caracteristici. Elevii au libertatea de a alege ce învață. Săli de clasă deschise ce permit mișcarea liberă. Se folosesc materiale Montessori specializate. Clase cu vârste mixte, 0-3, 3-6 sau 6-12 ani, astfel încât copiii să poată învăța unii de la alții. Timp de studiu neîntrerupt, de obicei câte 3 ore. Nu există note sau teme pentru acasă. Existența unui învățător calificat. Sunt deja celebre cuvintele rostite de Maria Montessori. Niciodată să nu ajuți un copil la o sarcină la care simte că se descurcă. Ce părere aveți despre Montessori? Împărtășiți-ne opiniile în comentarii. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.